que a gente vai poate între prietele la nivelul cel mai bun. Ca să primească oameni salariul la timp și alte chestiuni asemănătoare de Domnul consilier, ascultați. Eu ideile dumneavoastră năstrușnici care le aveți la în viitor în calitate de ce ați desemnat aici, eu le-am auzit ieri la televiziune. Eu ne-am făcut cruce, ascult ce spune-o mă tare. Eu în viața mea n-am venit la funcție de președinte de raion din drum și am condus întreprinderi mai mulți ani zile și colective mai mari ca aici. Și îmi dau seama și responsabilitate chică pe umeri oricărui conducător, dacă și așa responsabilitate. Din ce aici am auzit eu la Mata ieri la televizor din primul interviu, eu îți spun, eu ne-am făcut cruce. Păspărierile mele, dar nu numai mele, dar așa președintul raionului Clodie. I-am ascult, omule, dar tu și nindi și nindi, așa-i timbru neu o voce, că cine lucrați cu mine, dacă este domnul Petru. Domnul Petru, 12 ani de zile și glas am avut eu la teritoriul întreprinderilor, zic, colectiv. Poșez cineva în stradă pe timpul neu, că acum tu-s filial la Clodie, tu ce tăce? Deci n-ar șadă nici amoie, că am zis eu președintul raionului Clodie. Asta eu vă promis, stimați colaboratorii întreprinderii gospodării Silvice Clodieni, dar cu candidatul este la funcție și de conducător și alții noi să ne lămurim în alt cabinet și cu alt, în alt format. Eu încă o dată vă rog frumos să păstrați calm, o să respectați legalitatea în tocmai a Republicii Moldova referitor la codul muncii, vă zic că drepturile dumneavoastră profesionale, contractul colectiv de muncă, să vă respectați superiorii, cum și-am înțeles că așa și este, și, stimată doamnă, eu cer în calitate de președinte raion, data viitoare la Glodieni, să vii să discuți colectivul, director general întreprinderii stat, gospodăria Silvice. Am înțeles. Mult silă. Și voi de-aici. Dar cu candidații, cu viitorii candidați... Eu aș vrea să spui colectivul... Noi am să ne lămâim. O venit unul așa, e pus aici sau v-am chemat eu... Să mă găsesc să mă educi, nu mi-e eu încă o dată vă spun, dați-vă seama că și ne vorbit și unii vorbit. Și nu vă temeți, spune pe tot față. Domnul consilier, eu încă o dată vă spun, dați-vă seama și vorbiți cu cine vorbiți. Nu ne-au adus autobusuri. Nu faci o comparație actuală cu noi. Eu cât șede colectivul ăsta în stradă aici, conducătorul întreprinderii pentru mine e domnul Scorpa. Ca să ce e clar, când am să văd oameni liniștiți, calmați, convinși, să respectă în tocmai legislația muncii și legislația în vigoare în Republicii Moldova, pentru toți, că și dumneavoastră aveți dreptul la muncă și domnul Scorpa tot are dreptul la muncă. Și toți oamenii ăștia au dreptul la muncă. Și când ar fi lucruri stanchieri, eu materiale, cum am promis colectivul, le-am trimis la procuratura raionului, la domnul Cipotari și la domnul inspector Mania, inspector Vrăzic, reprezentant al Inspecției Teritoriale Drochea, cu care e obligat să execute și să controleze respectarea dreptului la muncă la tot cetățenii raionului Glodieni, teritoriul administrat. Eu nu sunt competent să dau apreciere. Cine-i drept, cine-i strâmb. Și nu am drept să fac imixiune în activitatea directorului general al întreprinderii de stat Moldova. Eu pot să vin să iau act ce se întâmplă, să ne aduc contribuția ca lucrurile să liniștească, să revin în cadrul normal, legal și să asigur ordinea publică ce e ce se fac. Ia că poftim, las să filmeze cameramani, poliția așa din drum nu se aproche, nu vine și nu se implică. Și nu în ultimul rând să respect părerea colectivului. Încă o dată spun, cine neglijează părerea oamenilor și a colectivului, se neglijează pe sine. Și dumneavoastră, dacă la vârsta 30 de ani n-ați înțeles lucrul ăsta, faceți o mare eroare personală. Și consecințele să le suportați. Nu că vă ameninți cu ceva, dar vă spun, din punct de vedere moral, dumneavoastră vă faceți o defavoare dumneavoastră foarte mare. Și lucrurile astea trebuie să le înțelegeți. Dar dacă nu înțelegeți, e treaba dumneavoastră. Nu trebuie să dovedeți. Noi ieri la televiziune am ascultat intenția dumneavoastră și noi nu suntem de acord nici cu scuzele dumneavoastră la interviu. Interviu care nu primit 8 luni de zile salariu, spuneți, vă rog. Noi suntem achitați cu salariul. Absolut. La 1 iulie. Și cum dumneavoastră ați mărit salariul, ați spus salariul, dumneavoastră nu sunteți competent, nici nu știți că noi suntem o întreprindere de stat. Și la noi salariul e unic, salariul tarifar e unic în toată Republica, Moldova. Numai Moldova are dreptul de a schimba salariul, de a mări sau de a micșora. În ce bază a spus cuvintele ei, dumneavoastră? Eu am spus, referitor la politica partidului, programul partidului, politica economică, din statut, conducerea Moldova la nivel de Republică, faci parte din Partidul Liberal, care au
intenția de a îmbunătăți nivelul de trai oamenilor prin politica adusă de Partidul Liberal. Ascultați, eu așa am înțeles, am înțeles, mulțumim scuzele noastre. Am ascultat. Partidul Liberal, am ascultat. Dacă Partidul Liberal are o intenție bună, Partidul Liberal, îmbunătățirii sterii economice în țară, în Ioște, deși dumneavoastră ați venit la întreprinderea dată, unde starea economică e foarte bună, unde toate achitările de impozite sunt făcute, salariile sunt plătite, de cine ați luat o întreprindere ca fabrica de conserve sau fabrica de zahăr, eu nu știu mai care, și să arătați când ne luați, să dovediți că, da, într-adevăr, Partidul Liberal poate ceva schimba în țara asta. De ce n-ați făcut intenția asta, dacă aveți o intenție bună, de ce nu v-ați implicat într-o la o întreprindere slab dezvoltată, poate unde tot lumea are nevoie de locuri de muncă? Și din ce bază dumneavoastră să măriți locurile de muncă, dacă la noi întreprinderea funcționează în baza amenajării, pe 10 ani. Noi avem o cantitate oricare de pregătire masei lemnoase și noi nu putem schimba asta. Asta e lege la noi. Dumneavoastră sunteți de parte de tehnologiile, de lucrările care se efectuează în silvicultură. Dumneavoastră nu înțelegeți chestia asta. Și spusele este a dumneavoastră, niște spuse date pe vânt. Și nu-s bazate pe nimic absolut, nici pe document, nici pe document reglementat, ori document de bază pentru silvicultură. Dați-vă răspund la întrebare, dumneavoastră. Conform partajărilor politici, Partidul Liberal conduce 4 ministeri de Republica Moldova, Mișcare și Ministerul Mediului și Agenția Moldovei. Eu nu pot să mă aduc să fiu sau să depun o cerere să mă angajez la... Dar dați o propunere, domnul președinte a Reonului, că noi vrem să ridicăm situația economică și starea economică la vreo întreprindere în afară de gospodăria silvică. N-am ajuns la tema respectivă, dar intenția de traie. Lăsați-ne pe noi în pace să lucrăm, că noi avem dreptul de a munci și starea economică la întreprindere e foarte bună. E una din cele mai bune pe Republică. Pentru ce trebuie ești de lucrătorii ăștia de adus la o condiție, vreau zic că ce nu v-ați dus la o întreprindere mai rea? Mai slab, dar zile lor, se reschis lucrul, se dați de râpă și întreprinderea dată, care funcționează la nivelul privit. Eu am înțeles, eu respect părerea dumneavoastră, vă respect cu dumneavoastră, eu pur și simplu vreau să mă lămuresc, că domnul președinte Bareonu sunt în conducerea Moldova. Eu raportez la conducerea Moldova referitor la toate neînțelegerile și conflictele care apar în cadrul întreprinderii. Și în termen răspunsul prezente la fața locului și conducerea dăm răspuns la toate întrebările. Domnul Ciopan, eu încă o dată vă lămuresc, mi se pare că domnul Ursache, care știe mai bine și decât mine, și decât dumneavoastră, situația din colectiv, vă lămurit foarte clar. În colectivul ăsta probleme, vreau zic că nu sunt. Să plătesc salariile la timp, să plătesc impozite la statul moldovenesc la timp. După câte văd eu și am văzut la adunare cei care m-am întâlnit cu colectivul, este un climat moral, psihologic, normal, liniște, pace, oamenii își fac lucru. Care e problema? Care e problema? Și politici ce e de făcut din partea partidelor. Partidele termină activitatea atunci când se termină alegerile. Avem o lună, două de zile în campanie electorale și venim în fața oamenilor și ne spunem programele, ne spunem ideile, ne spunem problemele, ascultăm oamenii și așa care au funcții executive în guvern, în consiliile, în administrația președintelui Raionului, în administrația primăriei, răsuflică mânișile și începe a lucra umăr la umăr, indiferent de la și partide, și rezolvă problemele oamenilor. Iar care e menirea actului politic? Când e vremea alegerilor, toți în bazele democrației ieșim în fața oamenilor și ne spunem părerile, oamenii ne ascultă, ne dau întrebări și ne promovează la funcțiile publice. După ce s-au terminat alegerile, politica s-a terminat. Care rămâne în Parlament, face politică mai departe și adoptă legi și le dorim succes, să ne știe viața mai ușoară și mai bună, care ne-a luat greutatea pe umeri, vreau zic, și ne-a luat responsabilitatea să rezolvăm problemele oamenilor, ia că le rezolvăm.
Oamenii sunt în stradă, eu ca președinte de raion sunt aici. Eu nu pot să știe în cabinet cu condiționer, am oia și aștept. Ori și s-a rezolvat la gospodărie Silic Mult Silva. Dacă mi-a spus colegul meu de la Râșcani azi, hidrocentrala de la Râșcani, tot intră în grevă, tot al vâră pe unul pic gât acolo și tot așa. Noi am avut până în anii 90, până când am ajuns la democrație, vreau zic, și la independență, un partid care ne-o condus și ne pune și ne scotea când dori el. Dar și am ajuns tot zălișele. Pentru ce au luptat oamenii ăștia 25 de ani pentru independență? Ca să vii să ne indici nici aici la Glodini care e mai frumos și care e rău cineva. Eu s-o cot că neglijarea administrației publice locale din nivelul 2, din nivelul 1, în ce își privește politica de cadre, este o mare eroare a administrației publice centrale, indiferent de ce sub ce partid vreau că e desemnat ministru sau altă notoritate din centru. Mai ales, eu încă o dată confirm, eu am avut o discuție și cu domnul Ghimpu pe întrebarea respectivă și v-am spus și dumneavoastră ca lider de partid din teritoriu. Am avut o discuție cu domnul ministru Munteanu și am avut o discuție cu domnul director general, cu domnul Cioban. Și am spus, oameni buni, nu faceți mișcări de genul ăsta și consultați-vă cu colectivul, că o să fie probleme. Și ea că problemele sunt. Cineva șede liniștit amoia la Chișinău și așteaptă cu Saterna, poate eu începe noi să ne tragem de cap aici, dar eu vă garantez că și președinte de raion aici, nimeni n-ar strag de cap. Oamenii ăștia sunt culți, inteligenți și au cazuri și problemele lor, atât în familiile personale cât și la serviciu. Că numai cel care nu face nimic nu are probleme. Problemele sunt și ar și tălșim în față pământul. E important ca să avem logică, răbdare și cum scădenii și profesionalii să le rezolvăm. În cazul dumneavoastră nu e cazul și ala, încă o dată vă spun. Și vă spun încă o dată față de oamenii ăștia. În calitate de consilier raional, te-am stimat, stimez și am stimez mai departe că să ai o politică normală și ai să faci politică pentru interesele cetățenilor raionului Glodin. Confirm încă o dată, dumneavoastră personal ați ridicat mâna pentru președintele Ion Leu când s-a ales președintele raionului, cu 17 colegi de noștri. Și vă mulțumesc pentru asta. V-am propus că eu ca președinte nu mă simt comod când un consilier de meu nu are loc de lucru. Dumneavoastră toți sunteți oameni și trebuie să aveți un venit în plan personal sau în familia dumneavoastră dacă o aveți. Dar v-am propus niște funcții respectuoase pentru dumneavoastră și ca lider de partid și ca om. Care e problema? Oare spuneți, n-am făcut lucrul ăsta? Spuneți față de oameni, cum spun eu. Bine, uitați, mai faci un lucru următor, că să aflăm situația și lucrăm în situații de conflict. Eu raportez directul general, el se prezintă la fața locului. Foarte corect. Absolut de toate întrebările care dumneavoastră v-a confruntat. Eu nu mă confrunt nicio întrebare în afară de ce e că lumea din stradă. Eu vorbesc de colectiv. Eu raportez acum directorul general și el se prezintă la fața foarte corect. Foarte corect. Discutăm situația reală care este. Dacă dumneavoastră considerați colectivul respectiv are pretenții de piscina, că pot schimba directorul într-un mod care l-ați menționat. În privința partajării, eu am vrut să trag atenție. Vă zic, se primește așa, că noi când merg alegerile, e ca toți umblăm și rugăm oamenii, hai vă rugăm, poftim, ajutați-ne pentru partidul ăla. Vine partidul la putere și pe urmă partidul partajează pe criteriile lui. Vă zic că orice partajare tot trebuie să fie după careva criterii, după profesionalism, după experiența care o are omul. Dar nu așa că am luat la grădiniță și l-am pus aici și l-ați conducă. Nu președinte raionului numește directorul la gospodărie Silvică Clodien. Asta e prerogativa directorului general la Mult Silva. Și eu n-am să iau responsabilitatea respectivă. Dar să șed cu ochii închiși și să văd că mă plouă și mie îmi pare că, sau că mă scuip în suflet și pe dumneavoastră și pe mine și cuiva să-i pare că îi plouă, nu merge lucrul ăsta. Fiindcă n-am să am o brază în fața dumneavoastră să mai vin vreodată cu altă ocazie, poate mai plăcut sau mai neplăcut în fața mea și spune, ei, mă ta și nu ești, domnule, președinte sau mătru de șterți picioarele ce pe teritoriul raionului. Pentru că dacă șterg picioarele cineva de mine sau încearcă, păi să am șterg și de voastră și de alte colective din raion. Dar eu lucrul ăsta n-am să-l permit. Cine mă știe pe mine, am colegi care au lucrat 12 ani de zile ca conducător la filiala Glodeni, tot ce cedă, știu abordările mele. Și n-am să fac lucrul ăsta. Și mă pot ea că sunt aici vreo câțiva din drâns și azi mă uit în ochi la dânsi. Pentru că au fost și ei pentru mine și eu pentru dânsi. Și am respectat în ce trebuie de respectat, în primul rând, omenie, cum scădenia, 7 ani de acasă și, nu ultimul rând, religitația în vigoare a Republicii Moldova, în relațiile de muncă. Nu a fost ușor nici acolo, nu e ușor nici la nevoastră. Un copac sădit, apă depășește uneori poate 2-3 generații de oameni.
trebuie să-l tai, al sădești azi și trebuie să-l tai poate 50 peste 100 de ani. Sau nu trebuie tăiat deloc, cum sunt stejarii seculari din lunga Prutului. Și trebuie păstrați pentru sute și mii de ani, dacă natura îl păstrează. Și noi și spunem de ăștia care nu știu tabla mulțirii. Avem o rugăminte la dumneavoastră. Dumneavoastră când ați intrat în post, nu umblați pe la pădurari și nu-i întâmpinați că dumneavoastră veți refui cu dânșii dacă ei vor veni la grevă. Ascultați-mi coace. Noi însă avem până și n-am documentat chestia asta, dar va preveni că deoarece noi ne-am schimbat nevoie să avem la toți care sunt prezenți aici, vreau să vă, așa, o adresare. Chestia între aceea că suspendarea directorului a fost pe un termen de petrecere a unui control în ocolul Silvii Glodeni. Deja, astăzi, controlul i-a sfârșit în ocolul Silvii Glodeni. Vreau să zic că ordinul dat deja își pierde actualitatea. De luni vor fi rezultatele și în baza la rezultatele date e posibil să primească o decizie agenția Mosilva. Valabilitatea ordinului a dumneavoastră ca interimar își pierde esența. Получается, ребенок захотел конфету в магазине, сел на полку и трубку сказал, хочу быть директором. Пока можно, что там? Вот так вот. Это детский сад. Детский сад, дом Чубанов, детский сад. Мы уже имели такую случай у молодежи. До персоны. Да, я с Андреем для аппарата коллектива Дабдинки, я с Унику. Ales de colectiv membru a Consiliului de Administrație. Bine, eu am înțeles. Mulțumesc mult. Dumneavoastră permis fără întrebări. Privitor la indicațiile care eu le-am dat cu privire la pădurare, în primul rând eu am un ordin care am fost numit secretar de director din mea. Nu pe perioada aceea. Dumneavoastră ați primit... Nu. Dumneavoastră ați primit deja întreprinderea la conducere. O dată și este ordinul este stipulat care nu, este actul de primire predare, atunci dumneavoastră să intrați în funcția dată. Eu vreau să spun că am și un contract, unde este stipulat dreptul și atribuțiile mele de servicii. Contractul este cu semnătura directorului, cu ștampie la director. În atribuțiile mele de servicii este inclus acțiunile și verificările care le-am făcut, eu le-am făcut nu ilegale, dar legale. Înțelegeți-mi asta, dar a doua întrebare... Lucru, directorul nu constă în controlul numai a pădurarului. Eu vreau să vă răspund la felul următor. N-ai loc la poliție. Dumneavoastră a spus că este o comisie care face o verificare în teritoriu, da? Nu-i poliție, aduce la poliție. Verificarea respectivă, dacă spuneți că a dus termenă, dar încheta de serviciu continuă. Până și comisia nu iau o decizie privire la materialele... Domn Valentin, dar încheta de serviciu. Domn Valentin, care încheta de serviciu? Care încheta? Dar pe el a fost suspendat perioada funcției, nu cuvint comisie teritoriu, dar perioada unii plângeri care este. Este încheta de serviciu acolo? Acolo pur și simplu, în ordine, acolo pur și simplu suspendat perioada controlului și gata. Și nu-i nicio închetă de servicii. Și vorbiți. Care plângeri? Nu aduceți lumea în eroare. Să raportez directorului. Raportați. Dar noi dorim că directorul general să vină la noi. Eu vă telefonez acum. Dar noi de luni cerem la iasă. Nu-i la curent? El era în concedă, telefonez la trompul, cu domnul director. Și până nu soluționează întrebarea dumneavoastră, nu aveți și comanda aici și veni la... Ați intrat în post, atunci noi cu stimă și cu respect să îndeplinim dorințele dumneavoastră.